Partidul Social Democrat propune impozit pe venit zero la salariul minim, prin creșterea deducerilor personale, plafonul maxim fiind salariul de 6.000 de lei. Astfel, aproximativ 85% dintre salariații țării vor fi cuprinși în această măsură și vor avea câștiguri nete semnificativ mai mari. Socialdemocrații propun impozit pe venit zero la salariu minim. Este o măsură de justiție socială care ajută marea masă a salariaților, în special pe cei din economia privată, cum ar fi angajații din Horeca, umiliți de guvernarea liberală, dar și pe sutele de mii de români ținuți de patroni în zona salariului minim. Alexandru Cojocaru, secretar executiv al Tinerilor Socialdemocrați din Mehedinți și candidat pentru Camera Deputaților la alegerile din 6 decembrie, susține propunerea PSD deoarece cei mai mulți tineri vor beneficia de această măsură și vor avea câștiguri nete semnificativ mai mari. Este o măsură foarte importantă pentru români. Știm foarte bine că foarte mulți oameni lucrează pe salariu minim, dintre care și foarte mulți tineri, și mă bucur că și prin programul de guvernare pe care Partidul Social Democrat îl propune pentru anii 2021-2024, reușim să ne adresăm și aceste categorii de vârstă. Nu am uitat noi ca și partid tinerii nici prin programul de guvernare din anul 2016 și încercăm să facem acest lucru și acum, când avem o serie de măsuri care vor ajuta tinerii să poată să-și construiască o viață, o familie aici, o carieră în România, în țara noastră. Severinenii sunt încântați de această propunere și își doresc ca fiecare român ce câștigă salariu minim să beneficieze de această măsură, dar să nu se întâmple la fel ca și cu pensiile, a spus un cetățean. E foarte bine că s-a făcut, pentru că așa era destul de mic salariul. Multă lume trăiește la limita sărăciei. Oameni care știu cu salariul minim garantat, de abia ajung de pe la o lună la o lună. Este bună această inițiativă. Da, e foarte bună. Mai mult să mărească pensiile cu 40%, cum a promis. Este bună, este bună. Sunt oameni care au puțin bani, care au multe facturi de plătit și e o chestie bună, zic. PSD a propus impozit pe venit zero la salariu minim. Ce părere aveți despre această măsură? Ar fi bună măsura dacă să nu se mai ia impozitul la el, că așa e mic. N-are cu ce trăi populația. Mai mult de atât. Asta e viața românului. Să trăiască din ce poate. Contribuțiile sociale rămân, afirmă socialdemocrații, deci nu este afectat bugetul de pensii sau sănătate și nici dreptul la pensie al salariaților.